Conferința județeană a PSD Timiș a prilejuit desemnarea și aprobarea în unanimitate a celor 57 de reprezentanți ai PSD Timiș care vor participa ca delegați la Congresul Național al Partidului Social Democrat, ce va avea loc sâmbătă 24 august. Totodată s-a votat susținerea lui Marcel Ciolacu în funcție de președinte al PSD și a lui Sorin Grindeanu în cea de prim vicepreședinte. Congresul va stabili ulterior candidatul pentru Cotroceni. În vederea alegerii conducerii naționale a partidului și a programului politic al PSD, în cadrul unei moțiuni la Congresul PSD din 24 octombrie 2024, 24 august 2024, vă supun votului moțiunea de susținere pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat a domnului Ion Marcel Ciolacu și moțiunea de susținere pentru funcția de prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat a domnului Sorin Mihai Grindeanu. Cine este pentru? Putem aplauda după aia. Împotrivă? Abțineri, unanimitate de voturi, moțiunea a fost adoptată. Acum putem aplauda. Altfel, Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a vorbit și despre alegerile prezidențiale. Simonis a punctat că România nu are nevoie de un președinte care să își trateze funcția cu superficialitate, ci de unul care să inspire și să unească. Nu ne trebuie președinți de stânga sau de dreapta, nu ne trebuie președinți dintr-un partid sau altul, ne trebuie oameni politici cu experiență, ne trebuie, nu e obligatoriu, sau nu la legătură cu independența în vreun fel, dar ce pot să vă spun este că după 20 de ani avem nevoie de un președinte om. Avem nevoie de un președinte cu emoție, un președinte care să aibă empatie, un președinte modest și muncitor, un președinte care să fie capabil să recunoască erori și să le corecteze dacă e nevoie. Un președinte om se poate transmite, se poate transpune tot această caracterizare, un președinte cum n-am avut în ultimii 20 de ani. Și da, cu siguranță acest președinte este, acest candidat este membru al PSD, este unul dintre noi și acela va fi cel care va îndeplini aceste criterii, condiții pe care le-am spus mai devreme. La conferința județeană a PSD Timiș au fost prezenți peste 800 de delegați.